Vreau să le spun tuturor celor care continuă să creadă în magia teatrului și în magia artei să vină la teatru. Scumpi, dragi și iubiți spectatori, ușile noastre sunt și mereu vor fi deschise pentru voi, în oricare zi și în oricare clipă. Veniți la teatru și haideți să încercăm împreună să facem o lume mai frumoasă și mai bună. Dragii mei, teatrul nu are nevoie de vaccină, nu are nevoie de pașaport. Veniți la teatru. Să nu ne despărțim, să nu ne răzlețim, ci dimpotrivă. Să formăm o comuniune, o comunitate și socială, dar și artistică, culturală, în spațiul nostru în care noi trăim, într-o țară mai mică, dar plină de valori, poate nu întotdeauna exploatate din plin. Și acest lucru îl putem face împreună. Veniți la teatre. Veniți la teatru pentru că dacă nu o să câștigați nimic, cu siguranță nu o să aveți nimic de pierdut. Veniți la teatru pentru că asta este unica modalitate de a te curăți spiritual, emoțional și de a reuși să guști din realitățile adevărate ale vieții. Pentru că teatrul, până la urmă, este o știință și o artă despre relațiile interumane și despre experiențele lumii. Iată de ce publicul trebuie să vină, să se vadă pe sine. De ce trebuie să vină la teatru? Fiindcă, din păcate, în ultima perioadă, suntem mai săraci în simplitate, în sinceritate. Iar aici, la teatru, noi sigur știm să te aducem în această lume. Veniți la teatru! Hai la teatru!